Cristian Mărgărit este prietenul nostru în platoul de la Neața. Astăzi povești nu nemuritoare, ci despre cum să devenim nemuritori. A? Se poate? Bună dimineața! Nu știu că se poate. Genetica spune că ar trebui pe la 120 așa să trăim. Ceasul nostru biologic până acolo ar fi programat să ne țină. Serios? Dacă avem grijă de noi. Da, comparând telomerii cu alte animale, cam pe acolo ar trebui să ne învârtim. Ia uite! Cam puțin oameni prind vârsta aia, nu? Da, dar cumva înseamnă că noi ne scurtăm conștient viața. Ni le tocim, primim când ne naștem anumite cărți și consumăm din ele, ca la poker. Am înțeles. Astăzi vom vorbi despre una care are un feedback pozitiv, culmea, cu cât o stimulezi, cu atât funcționează mai bine. Și anume, Bila. Mulți dintre noi avem ce? Bile leneșă, mâncăm multă grăsime, ne simțim un pic ciudat, ne doare aici. Nu prea știm ce e bila, dar o pomenim de câte ori avem senzația de sufocare după câte o masă. Exact. Este o rezervă a ficatului pentru a digera ce? Grăsimile. Cu asta se ocupă? Da. Este ca o capsulă, acolo se strânge acest lichid, bila. Când mănânci grăsimi, îi dă drumul. Când ești stresat, o ține acolo. Așa zisa bile leneșă. Când nu bei suficientă apă, o strânge acolo. Ea începe să se contracte încercând să elimine acest lichid și te doare. Îți dă senzații de rău, disconfort. Există oameni care aleg să o scoată? Există oameni care aleg să o scoată și asta e foarte important. În prima fază, când avem aceste probleme, trebuie să respectăm sfatul medicului și să luăm medicamentele, să ținem regimul. Dar ce facem după? Adică viața noastră de zi cu zi, când avem bile leneșă, sindrom Gilbert, aceste probleme care ne deranjează permanent. Alimente amare. Alimentele amare stimulează secreția de bilă. Cu ce și atunci începem? Mergem către rucola. Îți place? Nu, n-am fost niciodată fan. Am avut papagal când am fost mic. Și mâncau rucola. Și am păpădie de asta de pe spatele blocului. Și de atunci nu... Ori nu mi-a făcut-o nimeni ca lumea cum trebuie. Încercăm astăzi. Să am o părere mai bună despre ea. Și ori am mâncat-o în exces când a devenit la modă. Că și ăsta a fost un aliment la modă. Este un aliment foarte sănătos care merită ținut în dieta noastră. Ajută la stimularea secreției de bilă și, repet, asta o facem în perioada noastră obișnuită. Deci nu când avem criză de bilă. Când avem criză de bilă, ținem regimul, ne luăm medicamentele, ne ducem la ecografie și toate celelalte, da? Da, puțin sunt cei care fac exact ce ai zis tu. De obicei, în momentul în care se simt bine după câteva ore cu un uită, șoc medicamentos, uită și lasă așa până la următoarea criză. Asta trebuie să o facem în fiecare zi aproape, să ne alegem o parte dintre aceste alimente amare și să le avem în dieta noastră în mod constant. Deci după ce că e amară rucola aia, mai pun și andive care sunt... Mai pun și andive, le voi stinge un pic cu balsamic. Cu balsamic. Ce face de fapt oțetul balsamic? Oțetul balsamic are mai multe beneficii pe lângă partea asta de gust. Opa, am scos dopul cu totul și o să curgă un pic cam mult. Ok. El ajută mai mult pancreasul, nu neapărat secreția de bilă, dar completează foarte bine și taie acea amăreală pe care noi o avem în aceste frunze. Deci, de fapt, ne păcălim puțin creierul, da? Mai păcălim un pic. Și apoi spuneam că îi ajută la digestia grăsimilor, deci trebuie să dau corpului grăsimi puțin câte puțin. Deci pentru a stimula în permanență secreția de bilă, în fibre care captează bila, dar spuneam, deshidratarea e o cauză principală. Deci primul lucru este să bem apă și apoi aceste alimente amare. Și mă duc către grăsimi și aici avem niște grăsimi foarte interesante. Așa îmi plac. Mugurii de pin, îți un pic plac. Tostați. Tostați, da? Foarte puțin trebuie. Așa. Ia gustă. Și mare atenție atunci când cumpărăm. Vedem că au și așa acele uleiuri volatile care sunt foarte sensibile. Mare atenție când cumpărăm. Astea miros bine să nu fie râncede. Dacă sunt râncede, ne fac mai mult rău decât bine. Deci trebuie să fie proaspete și de calitate. Măslinele, de asemenea, pot fi incluse în ecuația noastră, pentru că și ele sunt o sursă de grăsime sănătoasă. Sigur, putem să alegem fără sâmburi, ca să ne fie mai ușor. Da, cam care să fie cantitatea? Că s-ar putea să facem bine pe de-o parte și cantitatea pe de-o parte. Cam așa, cam cum arătăm aici, câteva măsline. La fel și la uleiul de măsline. Mulți oameni pun foarte mult și asta înseamnă un efort suplimentar pentru corp. O linguriță, o lingură deja 150 de calorii. Și cu sănătatea deci asta deja mergem în porții, nu? Ne ducem prea mult. Evident, porția contează foarte mult. Și apoi, sigur, vorbeam despre hidratare și vreau să-mi încep ziua, dimineața, cu ceva care iarăși să stimuleze secreția de bilă. Grefrut,
este și el un pic amar, ajută. Și acolo mi-ai zis că îți place sau nu îți place? Îmi place ghimbirul tare mult și prin lumea asta pe unde am umblat am găsit diferite tipuri de ghimbir. Mâncarea asiatică include și în supe, nu supă ghimbir și nucă de cocos, e o combinație aproape foarte bună și pentru bilă. Dar îți faci o limonadă dimineața, în loc de lămâie pui grapefruit și razi un pic de ghimbir, nu foarte mult. Mulți oameni când dau de ghimbir și spun, a, e sănătos, e bun și pentru bilă, folosesc o cantitate prea mare din prima. Și atunci aciditatea e destul de mare. E un pic cam dur. Deci razi un pic și ușor, ușor îți stabilești toleranța și poți să mănânci din ce în ce mai mult. Poți să-l pui și în dressing, să-ți faci dressingul separat, să dai prin răzătoare. Poți să-l pui în limonadă, poți să-l pui în supe, pur și simplu. Poți să-l scoți după aia din supă, doar să aromatizezi supa respectivă. Da, da. Dar toate astea vor ajuta secreția de bilă. Și bineînțeles, putem să mai avem fenicul. Okay. Și știm că miroase un pic amărar și ne duce cu gândul la semințe, care sunt ce? Chimenul. Foarte bun și el pentru secreția de bilă. Deci în această perioadă trebuie să fim pregătiți pentru alimentele foarte grele. Vor fi sarmale, vor fi slăninuri, vor fi jumări, vor fi toate cealaltă. Și atunci bila asta trebuie să fie într-o formă foarte bună înainte. Pentru că altfel, dacă ea nu e pregătită și îi arunci direct foarte multă grăsime, se blochează, apar durerile, acele spasme, repet, atunci e caz medical, dar în restul timpului noi trebuie să avem grijă de noi, să avem o dietă organizată și, repet, sunt alimentele amare. Deci trebuie să înveți să guști și acest gust amar, un pic de oțet balsamic sau alte ingrediente, dar toate ajută la drenarea. Cum zicea Corina Chiriac, în cupa plină de amar. Dar creierul nostru, care este o mașinărie extrem de capabilă, perfecționată, da, atunci și când vede, când primește impulsul de la, ochi și automat memoria olfactivă și gustativă se activează, el știe că am avea nevoie pentru o bilă leneșe exact de ingredientele astea. Dar câteodată invers, câteodată oamenii se feresc de cele amare. Deci dacă cumva îți dă semnalul cum că nu-ți plac... Cum ne păcălim creierul să mergem în zona asta? Așa, amestecându-le în diverse ingrediente, făcându-le în diverse rețete. De exemplu, despre andive, spuneam, le tai, un pic de ulei de măsline, poate nucă, poate gorgonzola, băgate un pic la cuptor, ies foarte, foarte bune. Tragem o concluzie? Concluzia este că trebuie să controlăm stresul, pentru că acest organ al nostru depinde foarte mult de stres. Să ne hidratăm foarte bine și apoi să ne pregătim organismul zi de zi cu câte puțin din aceste alimente amare sau amărui. Semințele de pin au și un alt mare avantaj. Dacă iei așa o linguriță, 5 grame, cu jumătate de oră înainte de masă, dau drumul la colecistochinină, deci începe această secreție și stai foamea mult mai repede. Deci vei mânca mult mai puțin, vei controla mult mai bine foamea. Foarte bune, deci, în regimurile de slăbit. Chiar se fac anumite suplimente cu extract din semințele de pin. Mulțumim tare mult, Cristian Mărgărit. Poate fi găsit printr-un simplu search pe Google, dacă aveți nevoie de ajutorul lui în domeniul ăsta al nutriției. Noi avem nevoie de el după o scurtă pauză să intre într-o provocare marca...